E ca și cum din casă muncește numai tata, iar restul mănâncă de pe urma lui tata. Dacă s-ar crea posturi de locuri de muncă, absolut raportul va scade. Deci un muncitor nu va ține 4 sau 5 pensionari neproductivi, într-un fel. Crearea locurilor de muncă ar dori cel mai mult. Atât. Scurt. N-au creat nimeni locuri de muncă până acum în țara asta. Cât tineret este fără servicii? Și cum n-ar putea, n-ar vrea să muncească? Raportul dintre salariați și pensionari în județul Vaslui este de 1-3. Așa se explică de ce sumele colectate lunar de la plătitorii la fondul de pensii din județ nu se acoperă decât 0,33% din necesarul pentru pensii. Lunar, balanța pensionari-salariați este negativă. Numărul pensionarilor este cu mult mai mare decât cel al salariaților, respectiv aproximativ 3 pensionari revin unui salariat. Un salariat plătește la stat 5,5 contribuția către fondul de pensii. Pe lângă acesta, angajatorul mai contribuie cu alți 26%.